Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre tulburări digestive în sarcină cu doamna dr. Elena Ciupercă, medic primar gastroenterolog. Bine ai revenit, Elena! Bună, Simona! Subiect interesant, iată, pentru viitoarele mămici. Știm că în sarcină pot apărea tot felul de probleme digestive. Hai să vedem ce probleme pot apărea, din ce cauze. Sarcina este categoric o mare schimbare pentru organismul matern. În primul rând, uterul gravid se dezvoltă în interiorul abdomenului și poate comprima sau modifica poziția celorlalte organe din abdomen. Există o serie de modificări hormonale care duc la modificări ale motilității digestive, încetinirea tranzitului intestinal și scăderea presiunii la nivelul sfincterului esofagian inferior, cu favorizarea refluxului. De asemenea, la nivelul intestinului subțire crește capacitatea de absorbție a principiilor nutritive, facilitând dezvoltarea fătului. Nu în ultimul rând, sarcina reprezintă o adaptare imunologică a sistemului imunitar al mamei la prezența fătului și apar modificări imunologice care influențează atât reacția la infecții, cât și evoluția bolilor autoimune care pot fi asociate. Iată, tu ai explicat foarte bine ce se întâmplă, da? Deci din ce cauze apar toate aceste tulburări digestive și poate că ar fi bine să și exemplificăm, apare constipația, arsuri, greață, vărsături cu o frecvență foarte ridicată în sarcină, hemoroizi, tulburările hemoroidale, secundare constipației și creșterii presiunii abdominale. Hai să vedem și ce este de făcut și, până la urmă, când ar trebui să acționăm și când nu, pentru că spui că este normal să se mai întâmple astfel de manifestări, pentru că sunt toate aceste schimbări pe care organismul le are în cele 9 luni de sarcină, când ar trebui să ne facem griji și să mergem, de exemplu, la medicul gastroenterolog și să ne ajute. Categoric, ce avem de făcut, de obicei ne axăm pe măsuri de dietă și de stil de viață, pentru că nu există medicamente sigure în sarcină și ori de câte ori putem le evităm. De pildă, pentru femeile gravide care au arsuri, recomandăm mese mai frecvente, de volum mai mic, evităm alimentele care stimulează producția de acid în stomac sau care scade evacuarea stomacului, ca de exemplu ciocolată, cafea, condimente iuți, băuturi carbogazoase, grăsimi, prăjeli, gumă de mestecat. Oricum sunt lucruri sau alimente nesănătoase pentru femeia sărcinată, adică ar fi bine să le evităm oricum. Iată un argument în plus și ca să scap de posibile efecte, probleme digestive, ar fi bine să evităm tot ceea ce ai spus. Așa este. La fel, pentru constipație apelăm la fructe, apelăm la legume, la salate. Ne hidratăm foarte bine. Pentru problemele hemoroidale există și preparate topice care se pot administra în sarcină. La fel și greața, vărsăturile, atunci când apar, tot prin măsuri de dietă încercăm să le abordăm inițial, să mâncăm la fel puțin și des, să separăm lichidele de alimentele solide, să mâncăm mâncare uscată. Poate să ajute. Într-adevăr, atunci când nu ajută și problemele persistă, există și tratamente medicamentoase administrate de mult timp în sarcină și cu care putem să fim de folos. Mă gândeam, este greu când ai doar senzația de disconfort, de greață, de vărsătură. Mai rău e atunci când se și produce fenomenul și ai vărsat și dacă se tot întâmplă în mod repetat, cred că există riscul ca viitoarea mămică să nu se alimenteze corespunzător, fătul să aibă de suferit, adică aici cred că ar trebui mers la medic acționat cumva astfel încât graviduța să fie hrănită corespunzător și fătul să nu sufere, nu? Categoric că trebuie mers la medic și apreciată severitatea, dar dacă totuși 4 din 10 femei gravide varsă, totuși să fie niște probleme severe din acest punct de vedere, să împiedice hidratarea și alimentarea corespunzătoare, să scadă în greutate, să aibă tulburări, într-adevăr, hidroelectrolitice și să aibă și copilul probleme, se întâmplă extrem de rar, doar în 2% din cazuri. Mă gândeam că există
sarcinile acelea toxice sau când mama stă mai mult internată, mai mult la pat, cu un anumit gen de hrană și interfuție. Sunt situații rare. Să rămânem optimiste și, dar ca sfaturi, nu știu, alimente sau ceva care să ne taie greața, care să ne ajute sau atunci când avem senzația aceea anume. Care uscată. Biscuiței sărați, tixuri. Dar cu măsură să nu se adune prea multe kilograme. Și nu mult deodată, într-adevăr. Și nu mult deodată am reținut. Bun. Mulțumim pentru sfaturi, Elena, și te așteptăm să revii. Mulțumesc și eu. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.